ne afundăm în necunoaștere. Această procedură de a ne prezenta un astfel de amendament în care modificăm dramatic bugetul pe finalul anului, cu alocări care poate speră să scape atenției noastre. Deci, eu cred că ne îndreptăm ușor, ușor spre o țară care nu mai ține de democrație. Nu se poate așa ceva, stimați colegi. Să faceți o propunere, un amendament cu un coleg care nici nu l-a citit într-un mod civilizat, ca să putem să înțelegem și noi unde să duc acești bani. Să dăm iar 5 miliarde pentru țara Franței ca să facem un spectacol de revelion după ce am criticat cele 5 miliarde acordate Ateneului. Dar chiar nu știu, nu cunoaștem limitele bugetului ăsta. Mai bine păstrăm niște bani să facem și noi autorizări PSI la niște școli și grădinițe. Adică chiar așa noi ne întâlnim în Comisia de Buget să discutăm ce? Că facem o rectificare bugetară pe care o citim noi repede, repede înainte în ședința de plen. Eu sunt foarte revoltat pe ceea ce se întâmplă și pe felul în care înțelegeți dumneavoastră să colaborăm în acest Consiliu Local. Din ceea ce ne-a prezentat colegul, nu am înțeles, nu că ar citi dumneavoastră repede, dar mi-e foarte greu să percep rapid toate capitole, unde s-au dus și unde s-au luat bani. Și de astea o să fiu nevoie să mă abțin, să-mi votez, pentru că nu știu ce votez. Noi am discutat ieri la comisie anumite lucruri care se regăsesc în acest amendament. Dumneavoastră, dacă am mai adăugat ceva, avem cu toții posibilitatea să-l aprobăm sau să respingem, pentru că îl supune la vot. Supărarea dumneavoastră, domnul Trofim, nu are fundament, având în vedere regulamentul lucru al Consiliului Local. Puteți fi supărat pentru altă lucru, dar pentru asta nu cred. Eu am amendament al colegului nostru, pe care eu trebuie să pune separat și distinct la vot. Dumneavoastră l-a aprobat sau nu, asta este altă discuție, este votul dumneavoastră. Lipsa de transparență se vede și din felul în care primăria Focșani și aparatul dumneavoastră refuză să-mi răspundă la solicitările îndreptățite în Consiliul Local de peste 4 luni de zile. Nu am primit nicio solicitare în scris sau pe altă formă de 4 luni de zile încoace. Sunt blocat sistematic în a obține aceste informații. Mulțumesc. Informația este complet eronată și deși am discutat aseară în comisie lucrul ăsta, a ajuns la presă altfel. Ceea ce ați văzut acolo, sumele respective, sunt sume pe care primăria și noi, Consiliul Local, ni le asumăm ca fiind rest de executat din contractul inițial încheiat cu executantul și reflectă valoarea situațiilor de lucrări din 1 octombrie. Din 1 octombrie și până în momentul de față și până la sfârșitul anului s-au executat lucrări destul de semnificative din punct de vedere al valorii, astfel că în funcție de fiecare proiect în parte, valoarea finală pe care municipiul va trebui să o suporte va fi mult mai mică în raport cu ceea ce ne asumăm noi acum. Însă, procedural, ADR-ul ne cere să ne asumăm plata tuturor lucrărilor rămase de executat de la ultima cerere de plată. Mai mult de atât, cu siguranță știți faptul că în urma derulării unui contract de execuție există până la finalizare situații de note de renunțare sau note de comandă suplimentară. Lucru pe care o să-l mai avem, o să-l avem și în situația proiectelor noastre. Astfel că, din discuția de aseară, executivul ne-a asigurat că pe fiecare proiect, numărele față de sumele pe care le-a spus dumneavoastră vor fi consistente, astfel încât efortul pe bugetul municipiului Focșani va fi destul de mic. Al doilea proiect are o valoare foarte mare, 50 de miliarde de lei. Și am zis că nu știu dacă este corect să luăm o marcă așa de mare, să blocăm subiectul municipiului Focșani, ținând cont că până la 10% cu proiect putem să mergem cu cheltuieli neridicate. Și mai mult de atât, mi s-a cerut să votăm o sumă aproximativă. Înțeleg că proiectul, dacă nu va trece și blocăm, pierdem toată finanțarea. Dar și suma care se alocă pentru acest proiect este prea mare comparativ cu ceea ce mai avem de executat. Dacă să spunem că mai puțin cu anul vechi, noi aproape terminăm lucrările, o sumă mai mică. Noi, ADR-ul, solicităm municipalității să-și asume toate cheltuielile de la ultima cerere de plată. E firesc să fie așa. Ultima cerere de plată de contractele de pe ADR. Noi, de la momentul respectiv,
constructorul a mai lucrat până în ziua de azi și va lucra până la 31 decembrie, dacă vremea permite. O să-i dau cuvântul domnului viceprimar, care și seara a spus la lucrurilor la fiecare lucrare în parte, să-mi spună și mai. Dar trebuie să înțelegeți că procedura este imposibil să ne asumăm o valoare mai mică decât valoarea rezultată din diferența dintre valoarea contractată și ultima și toți banii pe care ne până acum. Nu avem cum altfel.